Și o pauză operațională. Asta aflăm din mai multe surse. Rușii s-au oprit de mai bine de 4 zile. Nu au raportat niciun fel de avans. Lansează rachete în continuare. Știm astăzi că au lansat cel puțin 2 către insula Șerpilor și alte 2 în regiunea Odessa și nimic altceva. Doar că atunci când tac armele, vorbesc politicienii. Ce credeți că s-a spus astăzi la Moscova? Șeful Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, îi avertizează pe americani că există ceva ce avem de luat înapoi. Avem mereu ceva cu care să răspundem, îi avertizează pe americani, iar America trebuie să-și amintească întotdeauna există o parte a teritoriului său, Alaska, pe care noi putem să o luăm înapoi. Vorbește și Vladimir Putin într-o declarație recentă despre care vă vorbeam adineauri. Vladimir Putin spune că Vestul vrea să se lupte cu noi, vrea pe câmpul de luptă, foarte bine, e binevenit să ne dovedească pe câmpul de luptă. Ce a stârnit aceste declarații? De ce vorbesc atât de dur din nou? Ne aducem aminte și de domnul Medvedev, care amenința cu arma nucleară. Din nou, ce se întâmplă? Merită o explicație. Stăm de vorbă cu invitații noștri în studio. Liliana Popescu este prorectorul SNSPA. Bună seara, doamnă profesor. Corneliu Biola, domnul profesor Corneliu Biola, este profesor de studii diplomatice la Oxford. Bună seara! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Emanuel Cernat este comentator de politică externă. Bună seara, consultant. Bună seara! Și Sabin Orcan, directorul Newsweek România. Bună seara, Sabin Orcan. Doamna profesor, iar vorbesc pe tonul cu care noi ne-am obișnuit, dar parcă se mai domoliseră. Acum din nou pe ton apăsat. De ce? Provoacă și escaladează. Deci dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, acest conflict escaladează și prin această declarație Alaska nașa, adică Alaska e a noastră, încearcă să provoace direct pe americani. Sigur că sunt supărați pentru că americanii au oferit armament ucrainenilor, iată, ucrainenii au reușit să-i scoată pe ruși din insula Șerpilor și așa mai departe, dar toată scena, tot tabloul este unul al unei escaladări care din când în când capătă aceste manifestări verbale agresive, super agresive. Sigur, Alaska a fost vândută. Dacă a fost vândută, trebuie răscumpărată, dacă chiar vor. Dar ei pare că vor să o cucerească cu armele. Adică cumva îi amenință, sau amenință pe americani că pot să deschidă un alt front. Și, practic, invocarea Alaskei semnalizează și o escaladare geografică la scară globală a conflictului, ceea ce nu e de natură să ne liniștească, ci dimpotrivă. Dar noi am observat de-a lungul acestor, cât sunt acum peste 130 de zile de când a început conflictul, ne-am obișnuit cu această periodică retorică foarte dură care vine de la Kremlin atunci când nu le convine ceva și nu le convine, cum spuneați, că conflictul a stagnat în sensul că nu au mai făcut pași înainte. Deci când nu le convine ceva, din nou pun gaz peste focul retoricii și al declarațiilor înflăcărate. Cam asta este, dar ce pot să spun? E îngrijorător, vă spun sincer. Deci dacă mă întrebați, tot ce se întâmplă este interpretat și citit de Moscova în cheia aceasta a escaladării. Sunt convinsă că, din punctul lor de vedere, invitarea Ucrainei și a Republicii Moldova de a deveni candidate la Uniunea Europeană este clar o provocare, din punctul lor de vedere. Desigur, această invitare, de fapt cererea din partea Finlandei și Suediei de a deveni membre NATO, un alt pas înainte care aduce mai aproape și în proximitate nordică NATO de Rusia, deci lucrurile nu sunt roz deloc. Foarte interesant și felul în care demisia lui Boris Johnson, premierul britanic, este interpretată la Moscova și la Kiev, evident, complet diferit. Vom vorbi și despre asta. Ce i-a apucat acum pe ruși
să se gândească, nu că să se gândească, să ceară Alaska. Despre asta continuăm să vorbim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Declarație urâtă, dură a lui Vladimir Putin sună în felul următor. În seara asta s-a întâlnit cu liderii grupurilor parlamentare și a spus așa: Rusia nu și-a început încă campania în Ucraina în mod serios. A vorbit despre sancțiuni, e clar că este un subiect care îl deranjează. Perspectivele oricărei negocieri vor deveni din ce în ce mai slabe cu cât conflictul va dura mai mult. În felul acesta înțelegem cam care ar fi intențiile lui Vladimir Putin. Colegii pregătesc declarație, o să o urmărim la Digi24. Domnule profesor Biola, Alaska, de ce apare acum pe radarul rușilor Alaska? Cred că are două justificări. În primul rând, ce a spunea și punctat doamna Popescu, se referă la faptul că în ultima perioadă, din punct de vedere strategic, Rusia a înregistrat înfrângeri. Extinderea NATO, extinderea Uniunii Europene, relațiile cu China sunt slăbite. Au apărut rapoarte că, de fapt, președintele Xi a fost invitat, dar n-a vrut să aibă o întrevedere în persoană cu Putin. Și a trebuit să facă acel summit al dictatorilor săptămâna trecută, oarecum să compenseze mediatic ceea ce se întâmplă la Madrid. Deci, momentul de față este o recunoaștere a faptului că lumea de astăzi și cea care exista înainte de februarie 24 nu mai poate fi mers înapoi. Sunt două lupturi, s-a rupt din punctul ăsta de vedere, sunt două lumi diferite. Și în punctul de vedere, deci, pentru Putin, pentru Kremlin, cum construiești? Trebuie să aduci în jurul tău oameni, trebuie să aduci în sfârșit un fel de aliați. Aliații se îndepărtează. Am văzut, de exemplu, Kazahstanul recent, cum a avut această convorbire cu președintele Consiliului European de a stimula exporturile. Sunt țările care încerc să se desprindă încet, încet. Cum îi faci să aducă? Prin sperietură, prin intimidare, prin agresiune. Și în momentul de față a atacat, sau în sfârșit a încercat să intimideze Statele Unite, este una din tehnicile care să spună, da, nu ne temem să avem o astfel de confruntare. Una este aspirația, bineînțeles, al doilea lucru este capacitatea lor de a face acest lucru. Și cred că se leagă și cu această discuție pe care am văzut-o seara aceasta, această declarație, care vine după declarația lui Patrușev, care a spus la același lucru, într-un sens. Obiectivele noastre din 24 februarie rămân în picioare. Denazificare, demilitarizare și restul. Ei vor să cucerească Ucraina și de aici mai departe. Dar fundamental, trăim acum, s-a rupt ordinea internațională. Sunt două lumi diferite. Și această lume diferită pe partea de vest a început să se creioneze. El reacționează acum. Eu ce fac în sfera mea? Cu cine mă leg? Cum să reușesc să aduc? Singurul lucru pe care în momentul de față îl are această campanie nefastă și barbarică pe care o face în Ucraina și care speră să-i aducă câteva rezultate politice. Dar lumea s-a rupt și aici trebuie să înțelegem foarte bine. Nu ne mai întoarcem după 24. Deci, din punct de vedere pentru Rusia să construiască ceva nu este ușor. Dacă ne gândim la PIB-ul global, vestul, în sens, are în jur de 45%. Rusia e 3%, chiar și cu China. China are 15% din PIB-ul global. Deci e greu să construiești ceva când puterea ta economică e slăbită. Dar va încerca în sensul ăsta, să-și țină cât aliații, sateliții aproape. Emanuel Cernat, e un moment al războiului pe care am vrea să-l înțelegem. Momentul în care soldații sunt în pauză operațională, Zelenski anunță astăzi că a distrus în 9 zile 11 depozite de muniție, iar Vladimir Putin spune, aproape ca bătăușii, spune, da, Occidentul vrea să ne învingă pe câmpul de luptă, să vină pe câmpul de luptă, hai să ne batem. Aici este o problemă care ține foarte mult de dialogul pe care fiecare dintre lideri îl are cu propriul lui electorat, ca să spun, cu propriul lui public. Este o comunicare strategică pe care Vladimir Zelenski o are cu ucrainienii, iar Vladimir Putin o are cu rușii. Fiecare încearcă să-și mobilizeze forțele, fiecare vrea să arate că el este cel care, țara lui este pe traiectoria corectă, că urmează pasul către victorie. În acest moment, în mod cert, încep să se vadă efectele armelor livrate de către Occident, armelor de mare precizie. Am văzut acest lucru la insula Șerpilor, vedem în acest moment în
restul frontului, un front extrem de lung, e un front de 1000 de kilometri și de aici, de fapt, e o problemă pentru ucrainieni. Ei trebuie să acopere această 1000 de kilometri cu armele care vin încă greu. Au început să vină și efectul lor se vede, dar de aici cred că se poate sesiza și o oarecare impacientare a lui Vladimir Putin. El știe că cu cât va trece mai mult timp, cu atât arme vor veni mai multe, ucrainenii își vor îmbunătăți capacitățile de utilizare a noului armament și vor începe să provoace daune din ce în ce mai mari forțelor ruse. Din acest motiv, el trebuie în acest moment să forțeze un pic. Sunt convins că el ar fi vrut să forțeze și să nu le ofere această perioadă de răgaz. Dar totuși, dacă ne gândim la luptele purtate de către ambele tabere, e o luptă extrem de istovitoare. E un conflict non-stop. Barajul acela de artilerie este unul care te consumă de o manieră incredibilă. Și atunci trupele respective nu mai puteau. Ei trebuie de asemenea să-și redimensioneze capacitatea de atac pentru noile ținte pe care le-au în vedere. Sloviansk, Bahmut, Kramatorsk. Sunt alte tipuri de terenuri. Trebuie să vină cu alt tip de armament. De aici vine și toată această retorică și vorbeam de Alaska mai devreme. Rușii trăiesc în acest moment într-o realitate distopică. Ei trăiesc într-o realitate în care vin și spun, domne, poate vom organiza niște referendumuri în Alaska să vedem dacă nu preferă să se alăture Rusiei. Cine ar crede așa ceva, că cineva ar putea prefera să lase lumea liberă pentru a se întoarce către apusul dictaturii mondiale? Și atunci realitatea asta lor îi face să îi conduce la niște declarații absurde, cum a fost și declarația cu Lituania. Să ne amintim de declarația cu Lituania, da, care spuneau, poate o să anulăm actul prin care am recunoscut independența Lituaniei. Exact. Deci iată că este o serie întreagă de declarații absolut hilare. Mai devreme vedeam un filmuleț cu un comandant cecen, care venea într-un interviu și... Juca într-o scenetă. Nu. Era un interviu în care, menționând de două sau de trei ori Inchala, ceea ce iarăși este o mare confuzie pentru mintea rusului, care crede în mama biserică ortodoxă rusă, să vadă această declarație, iar comandatul cecen venea și spunea, acum ne îndreptăm către Sloviansk, urmează Mykolaiv, Odessa și dacă ne spune domnul Putin, mergem la Berlin. Mergem până la Berlin, da. Așa era. Sabin Orcan, suntem în a 135-a zi de război și aproape că ai zice că toate grozăviile s-au văzut deja. Și s-au spus. Dar oamenii ăștia sunt fără limite. Sunt izvor nesecat. După Alaska, ce-o mai fi? Eu zic să nu ne impacientăm prea tare. Asta face parte dintr-o tehnică, aș zice, caghebistă, de provocare și de manipulare. Am citit cu atenție declarațiile președintelui Dumei de stat și e așa ca o ironie, în argou, în românește, Dumă înseamnă glumă proastă. Și toate declarațiile astea, ca și ale vicepreședintelui lui, care, dacă nu știți, este nepotul marelui scriitor Lev Tolstoi, tot o slugă a lui Putin, domnul Piotr Tolstoi, toate declarațiile lor despre Alaska n-au niciun fundament, în primul rând juridic, în dreptul internațional, în al doilea rând niciunul real. Invazia Ucrainei are un fundament juridic? Nu, dar e cu totul altceva. Statele Unite nu sunt Ucraina. Statele Unite sunt o putere globală, putere nucleară, probabil cel mai puternic stat din lume, poate din istorie. Și nu e același lucru să te joci cu Alaska cum te joci în Donbass. E cu totul altceva. Doi la mână, să le spunem oamenilor ca să înțeleagă că vânzarea asta a avut loc pentru că Imperiul Țarist era falimentar. Și pentru că țarul avea nevoie de bani și nu mai avea bani, a vândut Alaska. Deci a vândut Alaska fiindcă era un teritoriu colonizat, dar în care nu venea niciun colonist. Erau câteva mii de oameni care se duseseră acolo și foarte mulți din ei plecau înapoi în Rusia, că erau la capătul pământului. De altfel, nici americanii, după ce au cumpărat, asta a fost o nebunie a secretarului de stat al lui Abraham Lincoln, după ce au cumpărat, nu s-au dus acolo vreo 20-30 de ani. De ce? S-au dus abia după goana aurului, când în căutare de aur s-au dus și în Alaska. Pentru că erau condiții foarte vitrege de viață pe vremea aia. Și doi la mână, pentru că nu aveau ce face în Alaska. Nu existau orașe, infrastructură, nimic. Deci asta e realitatea. Dar Alaska acum nu mai e un teritoriu, este un stat.
din cadrul Federației Statelor Unite și nu poate fi răscumpărat, doamna profesor, nu că ar vrea Statele Unite sau că ar vrea cetățenii Alaskei. De altfel, Alaska e un stat foarte bogat acum în resurse naturale, dar și în baze militare americane, chiar și nucleare. El nu vorbește despre o răscumpărare, el zice că avem ceva de luat înapoi. Da, sigur, toată lumea are de luat ceva înapoi și dacă ne întoarcem, cum scria Gheorghe Brătianu într-o carte care mie îmi place mult, Poporul Român, o enigmă și un miracol istoric. Dacă ne întoarcem înapoi în istorie, tot timpul găsim ceva de luat. Fiecare stat. Lituania are de luat ceva din Ucraina, România are de luat ceva din Ucraina sau din Serbia sau de unde vreți. Toată lumea. De drept. Și ungurii pot să emită pretenții în România, că și ei au avut odată o parte din Ardeal. Ideea asta tâmpită cu hai să jucăm, ne jucăm alba-neagra în istorie și ne întoarcem când ne convine nouă, ne întoarcem în istorie. Așa și Germania. Germania poate să emită mâine pretenții teritoriale asupra oricui, Poloniei, cui vreți, da, Kaliningrad. Deci ideea asta stupidă, copilărească, infantilă, că ne putem juca de istoria și putem să ne întoarcem când vrem noi, când ne convine în istorie înapoi și să revendicăm teritorii, este o provocare și nu are niciun fundament și nici nu e un pericol real. Dar asta face parte din aparatul propagandistic de tip KGB-ist al lui Putin, prin care vrea să mai degrabă să intimideze Occidentul și mai ales pentru consum intern să le spună rușilor, iată, suntem și noi tari, iată ce show-off le-am arătat americanilor, le-am zis una de la obraz, dar în realitate nu contează deloc această afirmație, fiindcă nu e o afirmație cu greutate care să și, după care să și urmeze o acțiune, da? E doar o dumă scoasă pe gură de niște politruși de-a lui Putin. Se potrivește Sabin Orcan cu amenințarea lui Putin? Deci, pe de o parte, șeful dumei spune Alaska, pe de altă parte, Putin zice, vreți să ne batem? Haideți să ne batem. No, bine. Asta iar e un joc retoric și aici și la Putin. Să ne batem unde? Pe câmpul de luptă. Da. Unde? Care câmp de luptă? În Ucraina, pentru că Putin spune, sunt nemulțumit că Occidentul trimite arme ucrainenilor și iată, luptă ucrainenii săraci, adică eu mă gândesc la soarta lor, dar în același timp bombardez, că vorba unui frate de-al nostru de peste Prut scria pe Facebook, dom'le, ce fel de stat e acela care bombardează ziua centre comerciale și noaptea blocuri de locuințe? Cam aici suntem cu Putin, adică are, ce moare el de grijă a poporului ucrainean. Asta e iarăși un joc retoric și un joc retoric al declarațiilor belicoase ca să arate Occidentului, să le spună și ai lui, iată ce le-am zis-o. Nu o să întâmple niciodată, pentru că NATO, statele occidentale, Statele Unite, au dat dovadă, administrația americană, au dat dovadă de multă înțelepciune. Sigur că au livrat arme ucrainenilor pentru că războiul se poartă pe teritoriul lor, împotriva populației lor, dar nu au intrat ei direct în conflict, tocmai pentru a preveni orice escaladare reală, nu declarativă, reală, pe câmpul de luptă. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă un din 300.000 de militari NATO ar fi chemați de Zelenski și s-ar duce în Ucraina. Acum 300.000 de militari NATO și s-ar bate pe teren cu 100.000 sau 200.000 de militari ruși. Adică, tocmai că Occidentul a fost foarte calm și a aplicat măsurile care trebuie aplicate pentru a ajuta Ucraina se apere singură. Pentru că Ucraina nu e membru NATO și nu poate atrage NATO în acest război. Iar Putin emite aceste enunțuri tocmai pentru că știe că nu se va întâmpla nimic, ci e doar retorică belicoasă. Probabil era inspirat de faptul că în fața lui erau reprezentanții poporului rus. Din păcate, retorică belicoasă, și țin să spun asta în fiecare emisiune în care vin, din păcate, retorică belicoasă și pentru uzul idioților util de pe tot mapamondul și din România. Care o preiau, nu? Care o preiau, o rostogolesc și care răspândesc această teorie absolut mincinoasă și care n-are nimic de a face cu realitatea că, domnule, războiul din Ucraina e provocat de NATO și de America. Nu. NATO și America au acționat cu calm, cu diplomație, cu declarații echilibrate și doar partea rusă a reacționat cu astfel de declarații stupide, copilărești, despre atmosfera belicoase de la Moscova, imediat după o scurtă pauză, când veți afla că Putin nu a destituit doar șefi de companii, șefi de servicii, șefi de armată. L-a destituit și pe numărul 2 din Biserica Ortodoxă Rusă, pe mitropolitul Ilarion, care era practic pretendentul la postul de patriarh în locul lui Kiril, l-a destituit. De ce? Ce a avut cu un cap al Bisericii Ortodoxe? E o explicație pe care vă oferim imediat și tot atunci îl vedem pe Putin cu declarația de azi din Dumă, plus povestea avionului rusesc, folosit chiar de Putin, care a ajuns în Elveția prin Franța. Rămâneți cu noi! Vladimir Putin îi provoacă pe occidentali să se confrunte cu Rusia pe câmpul de luptă și spune
Rusia încă nu și-a început campania în Ucraina, nu și-a început campania în mod serios. S-a întâmplat la o întâlnire cu șefii grupurilor parlamentare din Duma de Stat. Iată declarația. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Două observații, domnule profesor Biola. Prima dintre ele e că citește. L-ați mai văzut până acum citind de când a început războiul și doi la mână este foarte umflat. Are capul rotund, pur și simplu. Ne aducem aminte că mai mulți medici ne-au explicat că din cauza unor medicamente folosite la... din cauza antiinflamatoarelor se poate umfla de maniera asta. Dar nu de cum arată, vă invit să comentați, ci faptul că l-am văzut citind o amenințare atât de serioasă, cum vi se pare? Mi se pare că tonul pe care l-a folosit momentul este puțin mai optimist față de ce ne-au și cred că aceste mici victorii teritoriale care au costat, trebuie să ținem minte, au costat extraordinar de scump în termen pe trupele și sunt cuceriri mici, deci înaintări undeva de câțiva kilometri în o săptămână, două. Deci aceste mici cuceriri se pare că le-a schimbat, asta aș spune, le-a schimbat, le-a dat un tonus mai pozitiv și lui Patrușev și lui Putin. În momentul respectiv se gândesc că sunt oarecum într-o situație mult mai bună și că își permite mai mult să forțeze mâna. Pe de altă parte, trebuie să ține seama că sunt acțiuni în desfășurare și în vest, care în continuare, vorbind de alt pact de sancțiuni care se va aplica Rusiei și... Revin la ceea ce spuneam mai departe. Dacă urmăriți contul lui de Twitter al președintelui, de acelorlalți, de vreo 3 săptămâni vorbesc de acest nou concept de ordine multipolară și îl continuă și a început să fie rostogolit și în narațiunea de propagandă pe care am observat-o oarecum. Se construiește o nouă lume. El încearcă să-ți construiască o nouă lume. Care sunt granițe, care sunt regulile, care sunt instituțiile acestea, nu e foarte clar. Nu este vorba de numai de Rusia aici. Toate aceste întrevederi pe care încearcă să le facă, nu numai să solidifice oarecum sateliții și vasalii din jurul lui, el are idei în care acest concept pe care încearcă să-l introducă de multipolaritate, la multipolaritate înseamnă la el o zonă dominată exclusiv de Rusia într-un mod destul de brutal. Ar trebui să fim atenți la acest lucru, pentru că sunt, și cum spuneam, le repetă în narațiune și Peskov, la toate conturile lui care l-am urmărit în ultimele 3 săptămâni, vorbesc de, și punctează repetat această idee de ordine multipolară. Cred că acest fel de declarație, de aici încolo, nu numai că ne apărăm în Ucraina, mergem mai mult, vrem mai mult. Capacitatea va avea, rămâne de văzut, dar cred că ăsta este un moment pe care încearcă el să se regrupeze, bazat pe aceste mici cuceriri teritoriale și în care să construiască ceva. Ce construiește nu rezultă clar, dar într-adevăr, tonul este puțin mai optimist față de cu mici reculuri de nervozitate, dar e puțin mai optimist față de ce am observat înainte. Și adaugă Vladimir Putin, perspectivele oricărei negocieri vor deveni mai slabe cu cât conflictul va dura mai mult. Probabil că în felul ăsta înțelegem că vrea să prelungească foarte mult conflictul, Sabin Orcan. Pentru el e important să fie toată lumea cu sufletul la gură multă vreme. Cine e agresorul? Cine e violatorul în cazul ăsta? Nu e Putin și armata lui? Cine trebuie să oprească acest conflict dacă vrea negocieri de pace? Trebuie să oprească Zelenski, care se apără, e în poziție defensivă, sau e Putin care a invadat o țară suverană, ucide oameni, aruncă rachete în orfelinate, în biserici, în centre comerciale, în blocuri de locuințe? Cine e agresorul? Nu e Putin. Adică, care e absurdul total aici? Nu suntem în Kafka. Putin vorbește despre negocieri de pace și despre prelungirea conflictului, când el în continuare pe teritoriul Ucrainei atacă în continuare și restul Ucrainei, nu doar Donbasul. Hai să vedem unde au picat rachetele. Corespondentul Newsweek în
în, care s-a întors din Ucraina și va pleca din nou în august, Remus Cernea, a fost martorul exploziilor în Harkov. Au loc explozii în Harkov, în continuare, care nu are nicio legătură cu Donbasul, da, în acest moment. Deci nu are nicio legătură. Deci el atacă în continuare, trimite rachete, omoară oameni și discută el despre oprirea agresiunii. Păi să oprească Putin agresiunea și după aia să așeze la masa tratativelor. El știe că Occidentul vrea pace și el de fapt apasă pe chestia asta tocmai pentru a-i ataca pe occidentali. Corect. Dar hai să citim cu atenție, cu mare atenție și cu mai puțină îngrijorare știrile economice care vin de la Moscova. Și veți vedea că nu e atât de roz cum prezintă unii. Deci în acest moment sancțiunile au început de să-și facă simțite efectele în Rusia. La ce te aștepți, Sabin Orcan? Pentru că e clar că Putin ăsta, așa cum îl vedem, nu se va opri nicicum. Da, da, dar mă aștept că mămăliga începe să explodeze. Și știți dacă le e greu, atunci rușii să-i facă ceva lui Putin? Dom'le, în general, dictatorii demenți, cum a fost Ceaușescu în decembrie 89, că poate cei mai tineri nu știu până ce am trecut noi și mai sunt destui idioți utili care le spun ce bine era pe vremea lui Ceaușescu. Poate ei nu știu că noi am stat, era două ore pe zi, aveai program la televizor care era totul propagandă, aveam două ore de căldură, două ore, făceam rație ca în timpul războiului. Poate nu știu asta. Și când a explodat mămăliga, românii au ieșit în stradă, să fim serioși, n-au ieșit românii în stradă după tezele din iunie sau pentru nu știu ce tâmpenii făcute de Ceaușescu, pentru nu știu ce dizidenți închiși băgați la pușcărie sau un azilul de nebun. Nu, au ieșit românii în stradă când a explodat mămăliga, când a luat-o el razna cu datoriile și oamenii aveau buzunarele goale și mâncau picioare de porc. Și atunci a explodat mămăliga. Și când se va ajunge la asta și în Rusia, oricât de bogată ar fi Rusia, sancțiunile astea puse pe termen lung încep să-și facă efectele. Sunt oameni care nu mai au locuri de muncă. Și atenție, în Rusia nu era bine nici până acum. Erau zone din Rusia, sigur, în care se trăia cu $70 pe lună. Adică nu e chiar așa roz în Rusia și toată lumea o duce bine și toată lumea bate din palme ca usuleții când ține un discurs Putin în fața Dumei de stat. În afară de clica asta a lui și de oligarhii ăia, o majoritate a rușilor, zeci de milioane, sunt oameni care trăiesc mult mai greu decât în Ucraina, nu decât în România sau în Uniunea Europeană. Doamna profesor Popescu, spuneți-ne dacă personajul este pentru mulți dintre noi nu mai e deloc un mister. Știm clar despre cine este vorba, știm clar că nu se poate opri nicăieri, că este foarte sângeros, că vrea să-și dovedească lui că are un rol istoric și că îl poate îndeplini și așa mai departe. Dar nu e nicio speranță ca în jurul lui cineva să vadă lucrurile altfel și să încerce ceva? Nu cred. Aș merge mai curând, sigur sunt unii care cârmări, dar probabil că nu pe față. Și aici suntem deja pe terenul speculației. Am observat însă că s-a mobilizat populația rusă emigrată. Deci emigrația rusă posibil să joace un rol aici. Dar apropo de declarațiile lui Putin, el este aproape sigur, 99%, că Occidentul nu va intra și nu va ajuta efectiv cu forțe, cu resurse umane Ucraina. În timp ce, în fâșia aia pe care a reușit să pună mâna, acolo acea fâșie este, o integrează, deja a început accelerat și o integrează în sistemul administrativ rusesc. Aduc oameni acolo, obligativitatea limbii ruse, rubla, deci integrează efectiv teritoriul respectiv în Rusia. Știind că Occidentul nu va interveni și a observat, bineînțeles, a observat aceste întârzieri de trimitere de armament, de armament eficient, sigur că îi enervează că au venit HIMARS și altele, da? Dar eu cred că trebuie să ne uităm la starea de fapt. Și eu sunt de acord așa în principiu că poate la un moment dat și în interiorul Federației Ruse se va întâmpla ceva. Dar deocamdată Rusia cred că s-a pregătit mai demult de acest război și acum aș reorientează economia înspre Asia. Și va reuși să vândă gazele pe care nu le mai primește Europa, petrolul pe care nu le mai primește Europa,
vor fi vândute în Orient, în Asia. Sigur, cu întârzieri, cu gâtuiri. Mie mi se pare că e o altă problemă majoră și care afectează globul și populația de pe glob. E vorba de această criză alimentară. Și Organizația Mondială Alimentară, World Food Program, a dedicat un, a tras un semn de alarmă foarte profund. Spune că într-un număr foarte mare de țări va exista foamete de pe urma acestui conflict, prin care grânele din Ucraina nu pot fi exportate. Deci aici este o mare problemă, în opinia mea. Și s-ar putea ca ceea ce se întâmplă în Rusia să aibă reacții, deci să existe reacții internaționale. Iată, acum vreo câteva zile, săptămâna trecută, a fost președintele Indoneziei. A făcut o vizită la Kiev, după care a făcut o vizită la Moscova. În încercarea disperată, că Indonezia are o populație mare și e dependentă de acest import de grâne și de alte produse alimentare. Deci, nu știu, deci cred că e bine să ne uităm și un pic mai larg, adică la efectele asupra lumii, asupra unui lumii largi, asupra țărilor din lumea a treia. Ce s-a întâmplat cu avionul guvernamental rusesc care a aterizat la bază? S-a întâmplat în felul următor. Avionul a plecat de la Moscova, este vorba despre un Ilyushin 96 seria 300. Îl vedeți acum în imagini, chiar aterizând la Basel, pentru că e o apariție rară și pentru că planespotterii, evident, erau acolo pregătiți să-l și vadă. A apărut pe radar, cel mai probabil așa au aflat că vine, pentru că încă nu știm ce a căutat în Elveția. Un ocol uriaș a făcut acest avion, a trecut prin Marea Neagră, Turcia și apoi chiar prin nordul Africii, Franța, și aici apare surpriza, și apoi în Elveția la Basel. De ce surpriza este Franța? Pentru că e țară membra Uniunii Europene și zborurile rusești au embargo în Uniunea Europeană. Și totuși avionul a primit aprobare de survol și a aterizat în Elveția, a stat câteva ore și a făcut cale întoarsă. De 3 ori mai mare a fost parcursul avionului decât ar fi fost în mod normal, cum știm că se întâmplă în aer, adică în linie dreaptă. Ar fi avut de făcut în mod normal 2300 de kilometri și în realitate a făcut vreo 7000 de kilometri. Care ar putea fi explicația, Emanuel Cernat? Motivul pentru care avionul respectiv a putut să survoleze spațiul Franței este că el a fost anunțat către turnul de control și în documentele de zbor ca fiind un zbor diplomatic. Trebuie aici să ne uităm puțin și la aeroportul pe care a aterizat, pe aeroportul Basel. Din Basel. Aeroportul din Basel are o specificitate anume, respectiv faptul că denumirea lui este Basel Mulhouse Freiburg și deservește 3 țări, Elveția, Franța și Germania. Conform legislației, avioanele care aterizează sunt notificate către Franța, iar cele care decolează către Elveția. Inițial, când a fost prima oară perceput, pentru că a fost identificat de către amatorii de a urmări avioane pe un site specializat în a urmări zborurile, nu s-a știut exact ce e cu el. Ulterior, misterul a fost deslușit. Acest avion venise oficial, aterizase în Basel, pentru a prelua familiile diplomaților de la misiunea Rusiei la Strasburg, la Consiliul Europei, închis în luna martie. În luna martie, misiunea Rusiei, Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei, pentru că este Consiliul care are grijă de salvgardarea drepturilor, protejarea drepturilor omului și era un pic ciudat ca Rusia să mai aibă un loc în acest Consiliu, având în vedere atrocitățile pe care le comitea. După momentul în care a fost exclus, s-a dat o perioadă de grație pentru a-și închide ambasada. Ambasada de la Strasburg a fost închisă, evacuată împreună cu forțe de ordine, cu tot, s-a pus sigiliu pe clădirea ambasadei. Familiile au fost duse către Basel, luate cu acest avion. Există iarăși în cutumă acest lucru, dacă este, cum vă spuneam, dacă este zbor diplomatic,
poate să evite o parte din sancțiuni. Evident, aici vorbim de partea factuală. Mai există însă și partea speculativă. Sigur. Pentru că nu putem să nu ne gândim dacă este la faptul că foarte multă vreme s-a speculat pe marginea faptului că soția, sau mă rog, nu soția, iubita lui Vladimir Putin și cu cei 4 copii pe care i-ar avea împreună, s-au retras și stau ascunși în Lugano, în Elveția. Și atunci poate că ar fi acesta un motiv. Dar aici deja intrăm pe un teritoriu al purelor speculații. În mod factual, aceasta a fost motivația pentru acest evacuarea diplomaților și familiilor. Iar acel zbor, acel avion Iliușin de care spuneați, este de fapt avionul pe care Vladimir Putin l-a folosit când s-a dus în Tajikistan și în Turkmenistan, dar este și cel pe care l-a folosit Federația Rusă pentru a evacua alți diplomați expulzați, cum a făcut duminică, cei 70 de diplomați ruși evacuați de la Sofia, expulzați de către Bulgaria și pe care Kremlinul a trebuit să-i repatrieze și a trimis aceeași aeronavă Iliușin la Sofia, i-a preluat, i-a dus înapoi acasă. Pentru că ne-am întrebat cum s-ar întâmpla lucrurile dacă în actualele condiții Putin însuși ar vrea să ajungă undeva, să stea de vorbă cu cineva, dacă l-ar primi cineva să stea de vorbă cu el. Cum ar face? Tot așa, un ocol? Aici, într-adevăr, din nou pe teritoriul speculațiilor, e într-adevăr ciudat faptul că a ocolit atât de mult. Nu a vrut să traverseze Marea Neagră deloc. Putea să evite Ucraina, putea să ia un traseu mai scurt. Deci a trebuit să o ia prin Turcia și prin Tunisia. E o întrebare la care nu avem astăzi un răspuns. Putin însă astăzi cred că e ultima lui problemă, cum ar putea să facă să ajungă undeva, pentru că nu prea îl mai primește nimeni. Am văzut că în afară de deplasarea pe care a făcut-o în Tajikistan și în Turkmenistan pentru a participa la acel forum al țărilor Mării Caspice, unde a fost singur șef de stat pe care nu l-a primit la scara avionului, se vedea destul de izolat chiar și acolo, la reuniunea BRICS, în acea reuniune a avut loc în format online. Tocmai pentru că mulți dintre liderii participanți au vrut să evite momentul în care, așa cum se întâmplă toate aceste ocazii, cutuma diplomatică oferă un moment de handshake între participanți. Și foarte mulți dintre ei au dorit să evite acest moment de a se afișa alături de Vladimir Putin, care astăzi începe din ce în ce mai mult să fie comparat cu dictatori de un renume crud din istoria omenirii. Și o manevră chiar fără explicație. Îl destituie pe numărul 2 din Biserica Ortodoxă Rusă, cum spuneam mai devreme, un mitropolit, mitropolitul Ilarion, care era șeful departamentului de relații internaționale din Biserica Ortodoxă Rusă. Toată lumea îl considera pretendentul la scaunul patriarhului Kiril. L-a destituit și l-a trimis în misiune la Budapesta. Vă dați seama cât de importantă este misiunea Bisericii Ortodoxe Ruse la Budapesta? E importantă că la Budapesta... Este țară prietenoasă, da. E o țară foarte prietenoasă. Este domnul Victor Orban care s-a opus sancțiunilor aplicate lui Kiril, care s-a opus transporturilor aeriene pe teritoriul prin spațiul aerian al Ungariei de materiale militare pentru Ucraina. Foarte interesantă explicația. Fac o paranteză aici. Foarte interesant. Ieri, ministrul de externe al Ungariei, într-un interviu la CNN, întrebat de ce nu lăsați zborurile, de ce nu lăsați tranzitarea Ungariei cu ajutor militar pentru Ucraina, răspunsul a fost: avem 150.000 de unguri în Ucraina, rușii au amenințat că vor ataca convoaiele militare, îi punem în pericol pe 150.000 de unguri în felul este acesta. Un bluf. Așa a explicat. Am înțeles, dar e un bluf și o dumă, știe toată Europa, toată lumea civilizată, că Victor Orban este în buzunarul de la piept al lui Vladimir Putin. Ba chiar a fost acuzat că îl are Putin la mână cu ceva pe... Da, a fost acuzat și doi Victor la mână, Orban. El face politica lui Putin și când s-a dus peste tot la toate reuniunile NATO și ale Consiliului European, a prezentat punctele de vedere ale părții ruse. Dar Sabin Orcan, în Biserica Ortodoxă, chiar și rusă, mi se pare asta cum un șef de stat, deciziile astea nu se iau în interiorul organizației? Cum vine Putin și schimbă șefii la biserică? Noi ne declarăm mirați de faptul că Putin e chiar un dictator pe bune de mulți ani. Ne declarăm mirați de faptul că el instalează pe cine vrea el. E ca la Partidul Comunist Chinez. Știți că Partidul Comunist Chinez a înființat o asociație care se numește
ceva de genul Asociația Patriotică Catolică, care nu e recunoscută de Vatican. Și și-au pus ei niște episcopi catolici, recunoscuți de Partidul Comunist Chinez, pe care Vaticanul nu îi recunoaște, i-a excomunicat. Deci cum credeți că într-o dictatură biserica e autonomă, autocefală și nu dă socoteală și un sat laic și ăla nu dă socoteală și patriarhul e independent și Putin e independent? Nu! Într-o dictatură cadă pe vremea lui Stalin și pe vremea regimului comunist. Primul patriarh post-belic al României a fost un popă de țară care l-a găzduit când era fugit, evadat din închisoare pe Emil Bodnăraș. Asta e realitatea, care a ajuns patriarh promovat de comuniști după ce a murit Miron Cristea. Ideea că într-un stat dictatorial patriarhul face ce vrea el și că nu dă socoteală și că stăpânul absolut al statului, care este Putin în cazul ăsta, nu poate să-l tragă la răspundere sau să-l trimită pe unul să-i spună, bă, tu te duci acolo și să-l dea. Sigur că poate face orice. Avem aceste experiențe în istorie, sunt cărți de istorie care s-au scris despre asta, cum Biserica Ortodoxă Rusă a fost infiltrată din temelii de KGB. De altfel, actualul patriarh al Rusiei, să mai spunem o dată, a fost agent KGB cu nume de cod exact ca al nostru, că avem și noi unul la Constanța, nu? Teodosie, care a semnat Mache, așa semna prea, da? Prea înalt prea sfințitul Teodosie. Semna Mache la securitate, așa semna el. Era numele lui de cod și a ales, că îl cheamă Macedon pe numele lui civil. Și a ales Mache, că e așa un diminutiv de la Macedon. Deci ăștia erau infiltrați de securitate în biserică, nu erau de capul lor, răspundeau unor ordine. Așa e și cu Kiril și cu aghiotantul. E clar dacă a vrut să scape de el pentru că îi stă în gât cu ceva sau a vrut să-l trimită cu o misiune mai importantă la Budapesta. N-am informația, dar e cert că Putin face ce vrea cu Biserica Ortodoxă Rusă și poate să schimbe și pe Kiril, și... dar numai că Kiril e cel mai bun propagandist al lui Putin. Există vreo explicație aici pentru manevra asta? Ar putea exista o explicație. Ar putea exista o explicație legată de, mă rog, politică bisericească, să spun, o dorință mai veche a Rusiei de a înființa o biserică ortodoxă în Ungaria. Și atunci există, din punctul meu de vedere, așa cum citesc eu această știre... Dar dorința asta e o fantasmă sau există vreo există ceva practic? A existat o dorință undeva în anii 50 de a înființa această biserică, s-a opus foarte mult Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Sârbă, pentru că până la urmă toți credincioșii pe care ar fi adunat ar fi fost din zonele limitrofe și atunci nu s-a dorit continuarea acestui proiect. A fost inițiat, s-a tatonat această variantă, după care a fost abandonată. Dar acum, având în vedere mișcările Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care s-a delimitat de Biserica Ortodoxă Rusă, care a devenit o biserică autocefală recunoscută de către mitropolitul, nu, patriarhul ecumenic de la Constantinopol, e clar că Federația Rusă este deranjată de acest lucru. Și atunci Biserica Ortodoxă Rusă încearcă să repornească o ofensivă pentru a recuceri teritorii din punct de vedere, în acest punct de război ecleziastic, ca să-i spun. Da, Patriarhia de la Constantinopol, Biserica din Grecia, care e totuși una dintre cele mai puternice, cu tradiție, cea mai... Biserica din Romă, multe biserici ortodoxe au condamnat în termeni... Absolut. Da. Repet, cu excepții, cum e domnul Mache de la Constanța, războiul. Tovarășul Mache, care ne-a spus că Putin e înțelept, dă cu bombe și el nu e ctitor de biserici. Dar nu spune că tovarășul Mache nu spune că Putin a dat cu bomba în biserici ortodoxe ucrainene. Iar eu cred că Eu cred că mișcarea asta n-are absolut nicio șansă. Ungaria este o țară catolică atâta cât mai este. Și dacă e vorba de așa ceva, de un emisar care să reprezinte interesele bisericii, poate și ale regimului Putin în condițiile sancțiunilor în diverse state, dacă e un ambasador al lui Putin, asta e altceva, da? Gestul ăsta denotă ceva, nu? Că ăsta este dictatorul cu putere absolută, face ce vrea cu biserica, pune, înaintează în grad pe cine vrea, pentru că asta se întâmplă într-o dictatură. Și încă o grozăvie, domnule profesor Biola, ambasadorul rus la Londra, într-un interviu venit după demisia premierului Boris Johnson, spune că ce îi se întâmplă lui Boris Johnson e din cauza atitudinii Marii Britanii în Ucraina, în războiul din Ucraina, pentru că i-a susținut militar pe ucraineni. De ce spune asta? Pentru că e clar că, ce să mai zic, că nu e așa? Cred că mesajul nu este pentru populația britanică. Cred că mesajul este undeva să trimită înapoi în Ucraina.
că prin demisia premierului Boris Johnson, oarecum ideea ar veni inoculată că și-ar pierde unul din sprijinitorii importanți, unul din cei mai importanți după Statele Unite, evident, Marea Britanie a sprijinit Ucraina. Este o iluzie, este o iluzie. Politica în continuare față de Ucraina, Boris Johnson și-a dat demisia și a fost demis de fapt pe partidul lui, nu din cauze de dispute politice sau ideologice. Este o problemă de caracter, problemă de integritate, care a început să devină costisitoare pentru partidul lui datorită scandalelor trecute. Politica în continuare va rămâne. Cei doi, numărul 1 și numărul 2, care sunt acum bine cotați ca să urmeze, ca nu vom ști, procesul va dura pe timpul verii, dar cei doi, Ben Wallace, care este ministrul apărării, și Liz Truss, care este ministra de externe, sunt mai acerbi decât Boris Johnson în susținerea Ucrainei. Deci iluzia pe care și-o hrănesc cei de la Kremlin, că Marea Britanie, și acesta nu este vorba numai de elite, a fost, țineți minte, acel sondaj al Consiliului European, think tank-ul care l-a produs acum câtva timp, și care vorbea de faptul în ce țări această atitudine se încheie războiul față de a pedepsi Rusia. Cum stă? Și Italia era pe ultimul loc din punctul ăsta de vedere, urmată de România, dar pe primul loc în celor care susțineau Ucraina era Marea Britanie, undeva la 90%. Deci discursul de a se dezice sau de a slăbi sprijinirea Ucrainei nici pe departe. Dar mai este ceva interesant aici și care s-ar putea să lege așa oarecum indirect de ce discutam mai devreme de Alaska. Să țin minte că acum 2 săptămâni în Canada, a adoptat o legislație. Deci a trecut, a fost adoptată, a luat Royal Assent, adică a fost aprobată și de guvernator. Și care această legislație spunea că de acum încolo, Canada, guvernul canadian, nu numai că poate să înghețe, dar poate să confiște toate bunurile aflate pe lista de sancțiuni. Bunuri private și bunuri publice. A fost prima țară care a făcut acest lucru. La vreo săptămână, pentru că am avut acel summit de la Lugano, un fel de discuție despre nou plan Marshall, pe care așa l-a prezentat Germania în momentul respectiv, Liz Truss a venit cu aceeași idee. Deci, pentru că sunt mulți, în Canada, de exemplu, sunt în jur de 124 de milioane de bunuri de la persoane fizice, acțiuni în companii sau proprietăți, dar Marea Britanie sunt 500 de miliarde. Și Liz Truss a zis că acest lucru ar trebui urmărit. Chiar a făcut o declarație care a enervat imediat pe ambasador și pe Kremlin. Ideea fiind că tu, ca țară agresoare, distrugi și faci acest barbarism și fiecare oraș îl ras de pe suprafața pământului, atunci de ce să plătească vestul acest lucru, această reconstrucție? Plătiți voi rușilor care, bineînțeles, aceste fonduri. Sunt probleme legale, să nu uităm că și Comisia Europeană a introdus legislație în exact în aceeași direcție la sfârșitul mai. Sunt probleme legate de dreptul internațional, dar Canada, mica Canada, și-a făcut datoria și deja acum nu se mai discută ce să facă, se discută cum să vândă aceste lucruri și cum să distribuie aceste fonduri ca să ajungă unde trebuie. Deci nu vrei să ajungă în buzunare particulare, ci să ajute această reconstrucție. Deci un alt bulgăre mic de zăpadă care a început să rostogolească și care cred că merge cu condițiile respective de drept internațional, care vedem cum vor fi, cum funcționa. Și Marea Britanie din nou, este, din punctul de vedere, în prima linie și încearcă să miște lucrurile, mai ales că sunt multe resurse de care vorbeam, financiare, și care ar putea fi folosite exact în această direcție. De aici și supărarea Kremlinului pe Marea Britanie și iluzia lor că oarecum, prin demisia lui Boris Johnson, sprijinul Marii Britanie pentru este o iluzie. Nu se va întâmpla acest lucru. Și o analiză AFP despre cum va merge mai departe războiul, care sunt planurile lui Putin, care sunt principalele lui posibile mișcări în lunile următoare, mai ales că ne aflăm într-un moment de impas. Vă spuneam, soldații lui Putin sunt în pauză operațională. Au rămas fără muniție, trebuie să se regrupeze, să meargă mai departe, pentru că Putin are planuri mari pentru ei, cu ei. Continuarea ofensivei, blocarea Mării Negre, preluarea Harkovului, divizarea Occidentului, vedem că se întâmplă, și negocieri. În privința negocierilor, declarația din Duma de Stat ne lămurește, pentru că, vă reamintesc, Vladimir Putin le-a spus parlamentarilor ruși, cu cât va dura mai mult războiul, cu cât vor dura mai mult operațiunile militare, cu atât mai mici vor fi șansele pentru negocieri.
doamna profesor Popescu. La ce vă așteptați? Ce se va întâmpla? Divizarea Occidentului este un plan foarte vechi. De pe vremea Uniunii Sovietice. Da, exact. Și deci asta nu s-a oprit niciodată. Au lucrat la planul ăsta, câte zile au avut? Nu. În ce privește negocierile, se pare că rușii negociază cu armele. Deci, eu, scenariul ăsta nu este pe masă, în opinia mea. Clar continuarea ofensivei, clar continuarea procesului de integrare a teritoriilor ocupate în Federația Rusă. Mie, ăsta mi se pare foarte îngrijorător, cel mai îngrijorător. Nu mai știu ce mai era pe lista de scenarii, dar în orice caz... Blocarea Mării Negre, și asta se întâmplă. Aproape că e asta cu excepția țărmurilor noastre și... E adevărat, dar pe de altă parte, dacă fac chestiunea asta, s-ar putea să se trezească cu un oprobiu, deci cu o condamnare la nivel internațional, pentru că pe Marea Neagră ar trebui să circule grânele și alte produse alimentare care vin... Din Ucraina și așa că nu prea văd, plus că blocarea Mării Negre nu poate să fie absolută, că nu depinde de ei. Deci Bosfor, Dardanele sunt sub controlul turcilor, deci nu pot să facă rușii ce vor ei chiar la Marea Neagră. Deci aici, așa cu un pic de semn de întrebare, cum spuneam, nu, continuarea ofensivei. Continuarea ofensivei, clar, și mizează acum și eu cred că este și un semnal ce spunea Putin. E un semnal către Occident. Noi știm că voi nu o să interveniți cu resurse umane aici. Noi știm că, da, voi o să-i ajutați, ne enervează că le dați armament bun ucrainenilor, dar știm că nu o să veniți aici. Și lucrul ăsta e cam îngrijorător. Emanuel Cernat, ce urmează? Cred că va urma continuarea ofensivei. Dacă este să aleg dintre cele 5, aș merge pe 2 dintre variante, pe continuarea ofensivei și pe partea de divizare Occidentului. Din păcate, partea asta de divizare Occidentului, și aici doamna profesor avea dreptate, e și un plan vechi, dar pe care nu-l fac numai cu argumente militare. Îl fac și folosind argumentele economice, argumentele hranei, argumentele gazului. Adică au multe arme la dispoziție, nu numai arme militare, pentru a produce această divizare. Iar divizarea Occidentului, și o spun de fiecare dată, cel mai mare risc este că odată cu trecerea timpului se va instaura treptat și începe deja să se resimtă acea Ukraine fatigue, acea oboseală vis-a-vis de subiect, acea dorință a unor țări mai depărtate de a trece peste acest moment, de a reveni, de a spera să revină, pentru că din punctul meu de vedere nu ne vom mai întoarce la o situație ante 24 februarie, sau cel puțin nu într-un viitor apropiat sau mediu chiar. Dar ei speră acest lucru și atunci această oboseală va pune presiune pe liderii politici. Nu cred că în Marea Britanie este cazul în acest moment, așa cum spunea și domnul profesor Biola, este una din situațiile fericite. Pe lângă Liz Truss și Ben Wallace, acolo inclusiv dialogul între Ben Wallace, ca ministru al apărării, cu John Healey, care este Shadow Minister of Defense din partea Partidului Laborist, este un dialog constant și Boris Johnson în discursul lui de demisie a spus și a asigurat că există o abordare transpartinică și o susținere transpartinică vis-a-vis de Ucraina și că sprijinul Marii Britanii va rămâne neschimbat și în viitor. Va continua atât timp cât va fi nevoie de el. Așa a spus Boris Johnson. Atâta vreme cât există crime abominabile în Ucraina în continuare, această oboseală care există și în rândurile noastre, și în rândul românilor. Și din cauza prețurilor, și din cauza îngrijorărilor referitoare la iarnă. Dar atâta vreme cât vor exista în continuare crime abominabile în Ucraina, comise de armata aia de violatori și jefuitori al lui Putin, opinia publică va pune în balanță ambele aspecte. Știți, e o zicală celebră. Cea mai mare viclenie pe care a făcut-o diavolul vreodată a fost să convingă lumea că nu există. Putin nu câștigă nimic din asta. Toată lumea știe în acest moment că el este rău absolut și chiar dacă oamenii sunt obosiți, sătui de inflație, sătui de prețurile la pompă și de tot acest venită după pandemie, de toată această nebunie economică și politică venită după pandemie, asta nu înseamnă că e cineva, sigur, dintr-o majoritate zdrobitoare, am citit sondajele, nu?
două treimi dintre europeni știu exact cine e vinovat de războiul din Ucraina, vor ști asta și peste 6 luni, chiar dacă sunt obosiți de prețuri la pompă. Deci eu cred în continuare că Putin nu câștigă nimic din asta. Iar dacă sancțiunile rămân în continuare și rămân câtă vreme el nu pleacă din Ucraina, eu nu cred că Putin pe termen lung va câștiga bătălia. Deci eu cred că va sfârși ca toți dictatorii aia pe care îi admiră el, la coșul de gunoi al istoriei, cum au sfârșit-o și ei. Domnule profesor Biola, care e cel mai posibil dintre scenarii? Că este puțin Kremlinul se află într-o dilemă. Pe de o parte, din cauza acestor arme care tot vin accelerat și din ce în ce mai performante. Pe de altă parte, cred că ar fi interesat să împingă puțin campania spre iarnă, pentru că s-ar lega cu acel 4 puncte de spinare. În momentul în care vine iarna, deci problema cu gazele, care o știm, costurile pentru vest ar putea intensifica. Dar din cauza acestor livrări de arme, deci nu poate să aștepte foarte mult. Testul pentru vest este să încerce să preîntâmpine situația din iarnă. Și deja măsurile care încerc, văd că se încearcă să pună la punct, cu toate obstacolele pe care am văzut și Kazahstanul, nu a fost întrerupt ieri exact din acest motiv, toate obstacolele pe care Kremlinul cred că vom fi. Dar puntea s-a rupt. Trebuie înțeles acest lucru. Puntea s-a rupt. Și ăsta nu este neapărat la nivel internațional o chestie, dar foarte pozitivă, dar cu acest regim. Și este un regim fascist, trebuie să știm foarte clar cu cine avem de face. Nu este cale în momentul de față să ai o negociere, pentru că valoarea acelei negocieri e 0-4. Ce tratat este semnat de Putin și de cei din Kremlin nu are nicio valoare fără o altfel de garanție care... Deci asta complică foarte mult aceste lucruri de negociere în momentul de față și conflictul va dura și trebuie să fii pregătit pentru acest lucru. Un minut mai avem, domnule profesor. Spuneți-ne dacă Zelenski ar vrea acum să negocieze, ar avea cu cine? Vă referiți la... La ruși, din partea rușilor. Rușii vor să negocieze? Vor cu adevărat să negocieze? Rușii, dacă vor să negocieze, vor ce au făcut întotdeauna. Un armistițiu care își permite să regrupeze. Dar, cum spuneau, ambițiile lor sunt mai mari în momentul de față. Zelenski știe foarte acest lucru și ceea ce este îmbucurător este că are susținerea populației în momentul de față. A prezentat și dumneavoastră și am văzut și noi mai multe documentare despre modul în care, și cred că domnul Organ are dreptate, aceste crime continue, acest barbarism non-stop care se face, îndrăgește, nu frânge. Barbarismul are un singur scop, să frângă voința rândă a ucrainilor. Nu se întâmplă acest lucru. Și ceea ce observăm este că se îndrăgește și mai mult. Cu livrările de armament vor conta mai departe și suportul economic. M-a bucurat să văd și recunoașterea pe care a făcut-o pentru România, chiar în conferința de astăzi, înțeleg, la Parlament, ministrul de externe ucrainian. Și înțeleg că unul din sprijinul extraordinar care a venit din partea României, dincolo de armă, a fost livrarea de combustibil. De aici nemulțumirea Kremlinului legată de România, într-o anumită măsură. Și de Kazahstan. Și de Kazahstan, care în ciuda amenințării și deciziei din justiție, Kazahstanul anunță că vrea să mărească livrarea de petrol prin conducta de pe sub Marea Caspică. De aici informația despre care vorbiți dumneavoastră, pentru că rușii de aceea ar fi foarte supărați că românii le dau ucrainenilor combustibil. Kazahstanul, care nu ascultă de Kremlin, Azerbaijanul, care nu se lasă intimidat, deci imperiul ăsta al răului, cum spunea Ronald Reagan, nu se ține, e crăpat în toate, și bineînțeles că Putin încearcă să maschize aceste crăpături. Vă mulțumesc tuturor, jurnalul de seară se oprește aici, dar imediat vine Andreea Bratu cu ultimele știri, seară bună!